Lăudați să fie Iisus Hristos, dragi copilași, pentru că este ziua voastră, 1 iunie, ziua copiilor. Am dorit să vă adresez un mesaj special pentru voi, împreună cu ursulețul Pando, care este aici, alături de mine, și vă spune și el, lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți copilași, ar fi trebuit să ne întâlnim ca în fiecare an la ziua eparhială a copiilor. Vă amintiți probabil de bucuria topoganelor pe care vă dădeați strigând cu bucurie. Vă amintiți și de atelierele la care v-ați jucat și cu mingile și cu săgețile și cu săriturile printre cauciucuri și alte multe jocuri, dar cu siguranță vă amintiți și de Sfintele Liturghii la care ne rugam împreună. Ei bine, în acest an vă invit să trăim aceeași bucurie în comuniune spirituală, dar cu speranța că vom avea ocazia să ne întâlnim cât de curând. Și pentru că orice copil dorește să asculte o povestioară, așa e? Zice că da. Să vă spun o povestioară. Se spune că în clasa pregătitoare, când au venit copiii din vacanță la școală, învățătoarea i-a rugat să deseneze pe hârtie pentru ce ar dori să mulțumească părinților lor. Și copiii au luat câte o foaie albă de hârtie și au început să deseneze. Pe măsură ce terminau desenele, doamna învățătoare îi întreba ce reprezintă de fapt acele desene. Și astfel, mai întâi a ridicat mâna Vasilică. Și profesoarea a spus, Vasilică, spune-ne ce ai desenat. Vasilică a arătat desenul pe care era un tort cu 6 lumânări. Și a întrebat, Vasilică, ce ai vrut să desenezi acolo? Și Vasilică a spus, acesta este tortul pe care l-am primit de la mama și de la tata cu ocazia zilei mele de naștere. Bravo! Foarte frumos! Apoi a ridicat mâna Mădioara și pe hârtia ei era desenată o păpușică. Și învățătoarea a spus, ce ai dorit să desenezi acolo, Mădioara? Și a răspuns, aici am dorit să desenez păpușica pe care am primit-o cu ocazia zilei de 1 iunie, ziua copiilor. Păpușica primită în cadou de la mămica. Și așa, rând pe rând, copilașii au arătat foile lor și au explicat desenele lor. Și a rămas numai Ionuț. Și atunci, profesoara, văzându-l așa mai gândit, l-a întrebat și pe Ionuț, dar tu, Ionuț, ce ai desenat? La care Ionuț a ridicat hârtia pe care era conturul unei mâini cu degete. Și a răspuns, o mână. Dar ce reprezintă acea mână? A întrebat doamna învățătoare. La care Ionuț a răspuns, aceasta este mâna care mă trezește dimineața. Aceasta este mâna care îmi dă de mâncare. Aceasta este mâna care mă mângâie.
Aceasta este mâna care mă conduce la școală și mă aduce de la școală. Aceasta este mâna care mă ocrotește, este mâna mamei mele. Și toți copiii au aplaudat pentru că au spus, este cel mai frumos desen. Iubiți copilași, nu uitați că alături de voi se află părinții voștri. Alături de voi sunt acești adevărați îngeri păzitori ai voștri care vă ocrotesc, care vă conduc pe drumul vieții, care vă dau de mâncare, care vă învață. De aceea să-i ascultați. Iar deasupra noastră, a tuturor, nu uitați că există o altă mână, care este mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu, care prin îngerii săi este mereu alături de noi. De aceea, haideți acum la încheiere să spunem împreună rugăciunea Înger, Îngerașul meu, dar să spunem cu gesturi, așa cum făceam împreună și la grădiniță și la școală, în clasele primare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Înger, Îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte, până în ceasul cel de moarte. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Iubiți copilași, mă rog pentru voi să fiți copii cu minți, să creșteți mari, să creșteți frumos ca fii ai Domnului Iisus Hristos. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă lumineze cu al său dar și cu al său iubire de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Abia aștept să vă revăd și să ne jucăm împreună. Lăudat să fie Iisus Hristos. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. Amin.